Și începem cu o fază foarte tare. Fiți atenți. Iohannis ar trebui să depună jurământul pe 21 decembrie. Doar că 21 decembrie pică într-o duminică. Ce credeți voi? Vor să vină parlamentarii la muncă duminica sau nu vor? Exact, nu vor. De fapt, ei nu vor să muncească niciodată. Oricum, nici în duminica aia n-ar trebui să muncească, ci doar să-l vadă pe Iohannis cum depune jurământul. Ce vorbești, mă? Păi pe 21 decembrie ei deja se luptă cu porcul, cu pălincuța. Sunt izolați în cabanele de la munte sau fac cumpărături pe la Viena. Parlamentarii vor să întrebe dacă pentru Klaus Iohannis e bine ca ei să vină la lucru duminica și nu lunea. Ce se întâmplă pe 21 decembrie, ziua când expiră, când e în preziua ultimei zi de mandat al lui Traian Băsescu, ar trebui ca Parlamentul să se reunească pentru a depune jurământul președintele ales. Ori parlamentarii ar vrea să facă acest lucru pe 22, să înceapă lunea această ședință. Ori pentru acest lucru spun cei mai mulți că nu e foarte clar dacă ultima zi e 21 sau 22 de mandat. Nu, dacă e nevoie, schimbăm și Constituția până pe 21, doar ca să-și pârlească ei șoriciul de pe cefele alea groase. Dar fiți atenți cum facem. Pe 21 nu puteți, că e duminică, da? După aia luni, luni, e lunea dinaintea Crăciunului, bă, Doamne ferește, e sărbătoare, nu se muncește. După aia vin așa, Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Vasile, Sfântul Ion. Deci ăștia de la Curtea Constituțională, puneți, bă, jurământul lui Iohannis prin februarie, așa, sau... Hai martie, să nu fie nici foarte frig, da?